Am revenit la Observator. Șoferii din România sunt stresați și nervoși. Jumătate dintre ei nu se simt în siguranță în trafic și cred că în orice intersecție s-ar putea transforma totul într-un ring de box. Autoritățile admit că fenomenul este îngrijorător, iar fuga din calea celor agresivi este cea mai sănătoasă soluție. Astfel de scene nu mai sunt o raritate. Un studiu realizat pentru Poliția Română arată că 7 din 10 șoferi spun că în ultimul an au fost victimele unei agresiuni în trafic. Bă, dă-i de bună cap! Iar mai bine de jumătate dintre conducătorii auto susțin că nu se simt în siguranță la volan. Experții i-au identificat și pe cei considerați pericol public. Vorbim de cei care au mașini puternice și care atunci simt probabil nevoia să demonstreze ce poate face mașina. Conducătorii autoprofesioniști, cei care conduc în timpul serviciului și au atestat de șoferi profesioniști. Și că ar trebui să aibă prioritate. Exact, și că ar trebui să aibă prioritate. Ce vrei, mă? Ce vrei? Ia-mă, dă-te jos! Cei nervoși dau vina pe traficul aglomerat, pe drumurile proaste și pe slaba pregătire a celorlalți șoferi. Șoferii spun că sunt stresați de desele treceri pentru pietoni, respectiv de momentele în care semaforul arată verde atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Tocmai din această cauză, autoritățile iau în calcul să facă o schimbare. Mai precis, aceste treceri pentru pietoni să fie mutate la 5 metri înainte intersecției. Polițiștii cu vechime au un sfat important. Trebuie să nu îi răspundem celui care ne agresează, să ajungem pe cât posibil într-un loc public care poate fi supravegheat video, de exemplu o stație de distribuție a carburanților dacă este în apropiere sau știu eu sediul unei instituții publice, astfel încât din acel loc să putem contacta poliția. Ultima campanie națională împotriva violenței de pe șosele a avut loc în urmă cu 10 ani. Poliția Română nu are încă o statistică oficială, iar un scandal în trafic se încheie deseori doar cu o amendă de 500 de lei.